În februarie s-a împlinit un an de când m-am aflat la conducerea Centrului Cultural Casa Artelor, o instituție care a spart niște bariere, aducând la oaltă spectacole de muzică clasică, artiști plastici, filme de Oscar, într-un parc bucureștean, în Parcul Titan. Cum s-a născut acest proiect? Dacă vă referiți la proiectul Centru Cultural Casa Artelor, căci el este un proiect foarte frumos, vă mărturisesc că l-am visat în ultimii 3 ani. Și la un moment dat am ajuns să-l propun primăriei sectorului 3, care acum un an l-a înființat. Pot să spun așadar că Centrul Cultural este un vis împlinit și cred că este un lucru necesar ca fiecare sector să aibă un centru cultural puternic care să adune toate forțele artistice și să facă spectacole diverse cu artiști de cea mai bună calitate spre bucuria cetățenilor care le văd. Sunt centre culturale în București, eu cred că pot să mai apară altele și cred că modelul unui centru cultural este cel mai modern la ora actuală. El trebuie să înlocuiască vechiul model al caselor de cultură. După cum știți, în Occident așa funcționează lucrurile. Centrele culturale au un mare succes, se dezvoltă, fac parteneriate interne, internaționale și doar așa se mai poate face în mileniul 3, cred eu, acțiune culturală consecventă și de înaltă ținută. Sunteți un regizor cunoscut, foarte cunoscut pe piața bucureșteană și națională. Ați montat piese în aproape toate teatrele bucureștene și în aproape toate zonele, de la Cabotinul, la Național, la Cartof Prăjit cu Orice, la Odeon, de la Soare pentru Doi, la Comedie, la Recentrul Mobilă și Durere și la Alice în Țara Minunilor, la Țăndărică. Ce teatru vă atrage acum? La acest moment mă atrage opera foarte mult. În ultimii ani am montat operă, operetă și musical. Am început cu Liliacul la opera din Brașov, am continuat apoi cu muzicalul My Fair Lady la Teatrul de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța, care m-a reinvitat, spre bucuria mea, să montez anul trecut o operă foarte importantă și foarte dragă mie, Turandot de Puccini. Voi continua anul acesta să montez muzical și operă și operetă și mă bucur că am deschis acest capitol nou în viața mea în ultimii ani, pentru că probabil că unii dintre dumneavoastră știți, am la bază studii muzicale, sunt pianistă de fapt, sunt dintr-o familie de muzicieni, fratele meu este un tenor bine cunoscut, Nodi Robert, și mă simt foarte bine, mă simt ca acasă în toate teatrele muzicale. Muzica și teatrul se îmbină pentru mine perfect și era normal să le aduc și sub cupola Centrului Cultural Casa Artelor, ceea ce am și făcut anul trecut, invitând în special artiști de muzică clasică, dar nu numai. Și mi-a făcut mare plăcere și cred că și publicului, ca dovadă succesul pe care l-au avut spectacolele noastre. Ce poate termina să faceți regie? Mai ales că la începutul anilor 90, când ați început, erau foarte puține femei regizori care erau cunoscute. Cred că tocmai acest lucru. Glumesc. Nu, pe mine m-a determinat să fac regie, deși eram actriță pe vremea aceea și mă simțeam foarte bine în actorie. Făceam figurație, bineînțeles, ca studentă la actorie, făceam figurație la Teatrul Bulandra, la Teatrul Odeon, am jucat niște ani, dar a fost un moment al vieții mele în care o replică a unui mare, imens regizor, domnul Liviu Ciulei, mi-a schimbat viața, m-a făcut să mă gândesc dacă poate n-ar trebui să intru în această zonă. Vă mărturisesc că am stat mult să mă gândesc la acest lucru, dacă aș avea cap de regizor sau nu. Pe urmă, după ce la facultate, profesorul meu de actorie pe care
îl regret nespus și de la care am învățat enorm de mult, Demrădulescu, marele actor Demrădulescu, mi-a spus cam același lucru. M-am gândit în sinea mea să încerc, să văd cum e cu regia, dar vă jur că eram ferm convinsă că nu o să pot să fac această meserie și o să mă reîntorc cu succes la marea mea iubire, care era pe vremea aceea actoria. Am încercat și iată-mă aici, după 20 de ani, regizor, navigând printre toate tipurile de spectacol și încercând să le adun pe toate la un loc, la Centrul Cultural Casa Artelor. Toată lumea știe că faceți un cuplu frumos cu George Ivașcu. Așa. Aveți de asemenea și același tip de preocupări artistice. Așa este. Este acesta un lucru care vă unește? Da. Da, fără discuție. Păi noi ne-am cunoscut pe vremea când eram amatori, amândoi. Am reușit amândoi la facultate după Revoluție și practic carierele noastre au crescut perfect împreună. Au și evoluat interesant de similar, dacă vreți, pentru că iată-ne, amândoi suntem actori la bază. Și amândoi, după niște ani, am devenit manageri. Eu chiar am stat să mă gândesc în momentul în care am împlinit 50 de ani anul trecut și am primit această propunere de a deveni, de a înființa, de a deveni directorul fondator al Centrului Cultural, al sectorului 3. Am primit această propunere de la primărie, de la domnul primar Robert Sorin Negoiță. Am stat să mă gândesc dacă să accept sau nu. Și am spus ok, până la urmă, dacă mi-am visat acest centru, trebuie să încerc. A fost cam ca și cu regia. Și pe urmă m-am gândit în planul 2 la experiența pe care am trăit-o alături de George, de soțul meu, de când e și el manager. Și am spus, bun, dacă a reușit el, cred că voi reuși și eu și oricum o să fie lângă mine și nu o să mă lase să greșesc. Și așa a fost. Sunteți o mare iubitoare de animale. A, da. Aveți la activ multe animăluțe salvate. Da, da. Credeți că ar trebui făcut mai mult pentru animalele fără stăpân? Infinit mai mult. Infinit mai mult. Cred că ați deschis, din punctul meu de vedere, o cutie a Pandorei, pentru că eu aici sunt foarte supărată pentru felul în care ne comportăm cu animalele și sper ca într-o zi să nu plătim acest lucru. E un subiect îngrozitor de dureros pentru mine, nu înțeleg cruzimea oamenilor, nu înțeleg această sălbăticie, nu înțeleg această lipsă de organizare, nu înțeleg nimic. Nu înțeleg pentru că nu vreau să înțeleg, pentru că sunt de neînțeles. Ar fi putut fi făcute lucruri foarte practice, cu mult timp înainte. Am fi putut și ar fi trebuit să nu se ajungă în această situație, s-au prevăzut fonduri pentru ca să nu se ajungă în această situație, nu știu unde au ajuns acele fonduri. Cert este că suntem într-o situație de neomenie totală față de aceste animale și cred că dacă într-o zi bunul Dumnezeu le-ar putea da putere să vorbească, ar trebui să intrăm în pământ de rușine a lucrurilor pe care le-am auzit. Am văzut atât de multe acte de cruzime față de animale în ultimii ani, încât nu mai suport să mă uit la așa ceva, iar eu, pentru oamenii care comit acte de cruzime față de animale, sunt aproape pe punctul de a mă întoarce cu gândul la pedepsa capitală. E înfiorător ce se întâmplă. V-am spus că ați deschis un subiect foarte grav pentru mine. N-am făcut nici un miligram din cât ar trebui să facem cu toții. Cred că facem fiecare ce putem, puțin câte puțin, dar nu este de ajuns. Și nu cred că soluțiile la care s-a ajuns în ultima vreme sunt cele juste. Oricum, Dumnezeu să ne ierte pentru ceea ce le facem animalelor. Dumneavoastră mi-ați amintit la început că aveți foarte multe proiecte în desfășurare. Da. Care ar fi acelea și care sunt primele? Păi să vă spun așa, anul trecut la Centrul Cultural, cam într-o perioadă de 8 luni de zile, am propus și am realizat pentru primăria sectorului 3, cred, 14 proiecte foarte mari.
fiind finanțați de către primărie, bineînțeles. Probabil că proiectele au avut, și știu sigur că proiectele au avut ecouri foarte frumoase, și anul acesta avem 30 de proiecte. Sper ca programele pe care le-am deschis anul trecut și pe care le continuăm anul acesta, proiectele pe care le-am propus anul trecut, care au avut succes și care vor deveni tradiție anul acesta, și proiectele noi propuse pentru anul acesta să aibă succes, pentru că eu sunt foarte fericită că într-o perioadă în care se taie bani de la cultură, centrul cultural, și nu numai centrul cultural, în sectorul 3 s-a făcut o strategie culturală, cu adevărat o strategie culturală, și că primim bani să facem niște evenimente în care, cu tot respectul pentru publicul nostru, să invităm artiști de cea mai înaltă ținută artistică. Țineți cont că eu i-am adus pentru prima dată în Parcul Titan pe Corul Madrigal. Am făcut, centrul cultural a făcut pentru primăria sectorului 3 primul CD, am contribuit ca parteneri, am contribuit la nașterea primului CD de colinde al Angelei Gheorghiu, am făcut parteneriate, concerte și evenimente cu opereta, care din păcate nu mai există, cu radioul, cu opera din Constanța, cu opera comică pentru copii. Am adus filme de Oscar, după cum ați spus, am realizat tabără de sculptură. Deci am făcut toate aceste lucruri într-o perioadă în care nivelul producțiilor culturale scade constant, și pentru faptul că se taie bani de la cultură și se consideră că publicul înghite orice. Eu nu cred acest lucru. De aceea, dacă vreți, cuvântul de ordine aici la centru a fost creativitate, eleganță și performanță. Am creat o scenă superbă, în aer liber, cu cortină roșie de catifea, cu scări roșii exact ca la operă, și vorba unei doamne din public, la finalul unuia dintre cele mai reușite proiecte ale noastre, Ziua Limbii Române, de anul trecut, când am terminat frumos cu Rapsodia lui Enescu, cântată în aer liber de către Orchestra Simfonică București, ne-a spus: doamnă, ați făcut din parcul nostru un al doilea Ateneu. A fost un mare compliment pentru mine, și toate eforturile pe care eu, împreună cu mica mea echipă de aici, de la centru, cu toți colaboratorii noștri și cu toți partenerii noștri, toate eforturile pe care le-am făcut și pe care le facem, să știți că merită. V-ați gândit să le propuneți, dacă nu vin ceilalți primari, să le propuneți să faceți acest lucru, același lucru și în celelalte sectoare ale capitalei? Nu, ei trebuie să-mi propună mie. De altfel, să știți că mi s-a propus și în alte orașe. Într-un timp scurt, felul în care am conceptul nou de evenimente culturale în aer liber cu care am venit eu, dar nu numai în aer liber, am făcut pentru sectorul 3, am organizat și la Ateneul Român concerte și gale, am organizat la sala radio concert, acum organizăm la sala Palatului, deci mergem în toate spațiile cu accent când timpul nu ne permite, deci când este frig, toamna, iarna și primăvara, stăm mai mult în sălile Bucureștiului, dar de îndată ce timpul ne permite să ieșim în parc, pentru că acolo intră 10.000 de oameni fără nicio problemă, mergem în parc. Eu cred că toate primăriile ar putea să facă ceea ce facem noi, dar asta ar însemna că trebuie să aibă o strategie culturală bine pusă la punct și niște oameni tineri care să dorească să-și crească copiii într-un oraș curat, elegant, împodobit cu opere de artă și cu oameni zâmbitori și civilizați. Noi asta vrem să construim aici și să știți că funcționează. Vreau să vă spun ceva, că sunteți cu televiziunea pe mine acum. Din păcate, consider că televiziunile fac un foarte mare rău. În perioadele acestea tulburi, faptul că transmit 80% urâțenie și vulgaritate,
creează un sentiment de urâțenie a vieții. Iar viața nu este urâtă. Viața este așa cum ne-o facem noi. Dacă noi vrem să trăim frumos, putem să facem acest lucru. Numai că se creează imagini și se creează idoli falși. Cred că o mai bună transmitere a lucrurilor pe televiziune, pe radio. Radio, din punctul ăsta de vedere, să știți că face mai mult decât televiziunea și îi complimentez cu tot dragul. Cred că ne-ar ajuta pe toți să avem sentimentul că trăim totuși într-o lume normală, că n-am înnebunit de tot și că pe lumea asta nu se întâmplă numai lucruri îngrozitoare. În lumea asta, în țara asta, în orașul ăsta, în sectorul ăsta, se întâmplă lucruri extraordinar de frumoase. Și lumea trebuie să știe acest lucru. Că mai sunt oameni normali la cap, mai sunt oameni care vor să trăiască frumos, mai sunt oameni care apreciază eleganța, bunul gust, educația și că există locuri unde, spre exemplu, cum este în programul nostru de pepiniera de talente care se adresează unui număr de peste 3.000 de copii, există locuri unde pot să facă artă și unde pot să se bucure de prezența artei. Dacă nu le știu, să vină la noi. O să mă întorc înspre teatru. Vă rog. Ați colaborat cu foarte mulți artiști, foarte mari artiști. Am cum avut acest noroc, da. Cum au fost colaborările cu ei? Au fost dificile, emoționante și senzaționale. Au fost facultățile mele, să știți, fiecare mare actor cu care am avut șansa să mă întâlnesc, dar și mare regizor cu care fie am lucrat, cum a fost domnul Liviu Ciulei sau doamna Cătălina Buzoianu, sau am făcut workshop-uri, cum a fost domnul Penciulescu, sau lângă care am făcut asistență, cum a fost domnul David Esrig. Reiau, fiecare mare artist cu care am avut norocul să lucrez într-un fel sau altul, a fost o școală pentru mine. Primul dintre ei a fost Demrădulescu, așa cum v-am spus, și din fericire un profesor extraordinar, extraordinar, vă spun cu mâna pe suflet și nu sunt singura dintre studenții lui care spun acest lucru, e o imagine mai puțin cunoscută, dar sunt unul dintre oamenii care dau mărturie, cunoscându-l zi de zi, că Demrădulescu a avut geniu și știu ce vorbesc. Mă bucur că l-am cunoscut, într-un mare, mare, într-o mare măsură îi sunt, ceea ce sunt eu astăzi, este meritul lui. Din fericire, am continuat să întâlnesc mari artiști români și după aceea și școala pe care am început-o cu profesorul meu, Demrădulescu, marele actor și marele profesor, a continuat. Și sper să nu se termine. Încă mai avem mari actori pe care sper să-i întâlnesc, cu care sper să lucrez și pe care îmi doresc să-i cunosc și ca artiști, dar și ca oameni. Ei sunt niște continente, mari actori, acești mari actori care trebuiesc explorate, trebuiesc cunoscute cu toate luminile, cu umbrele lor, cu surprizele lor, cu tot ceea ce înseamnă ei, pentru că finalmente problema cea mai mare în artă e concluzia la care am ajuns în ultimul timp, nu este de talent, ci de personalitate. Și toți mari artiști pe care i-am cunoscut erau niște mari personalități. Foarte multă lume consideră că sunteți o femeie de succes. Vă considerați și noastră la fel? Nu. Nu știu, nu m-am gândit la mine în acest sens, nici nu cred că am să mă gândesc vreodată. Eu mă consider un visător de succes, dacă vreți. Pentru că am visat cu încăpățânare, visez, sunt vărsător și vărsătorii sunt visători prin definiție. Și am continuat să visez și m-am luptat pentru ca visurile mele să se împlinească. Și multe dintre ele, cea mai mare parte a lor, s-au împlinit, nu toate. Poate de aceea nu mă consider o femeie de succes.
dar sunt un visător profesionist și sper ca ceea ce m-au învățat părinții mei, care mi-au sădit această dorință de a visa și mi-au creat libertatea de a visa și putința de a visa, m-au încurajat să visez, sper ca acest lucru să nu înceteze niciodată. Eu cred că puterea mea de a visa să nu se piardă. Ea este dublată de un entuziasm personal la care nu vreau să renunț, pentru că etimologic, cred că am mai spus-o odată, etimologic, en theos, înseamnă zeul din noi. Asta înseamnă foarte frumos că noi ne naștem cu un mic zeu pe care trebuie de care trebuie să avem grijă, de care trebuie să avem grijă să nu moară niciodată. Așadar, sper din tot sufletul să nu mă părăsească dorința și putința de a visa, sper să rămân entuziastă și sper ca din când în când definiția fericirii pe care am citit-o în înțelepciunea chineză și n-am găsit una mai frumoasă până acum, definiția fericirii care spune simplu, fericirea înseamnă trei lucruri. Să ai ceva de făcut, să ai ceva de sperat și pe cineva de iubit. Deci această definiție a fericirii pe care eu mi-am completat-o în mintea mea, toate trei lucrurile la un loc, să sper că acest sentiment al fericirii să-l simt cât mai des. Dar pentru asta trebuie să am ceva de făcut tot timpul, nu? Și asta fac, ceva de sperat, sper să pot să fac și mai multe proiecte frumoase și din fericire să am pe cineva de iubit. Și aici stau bine. Am o familie minunată și puterea mea de a visa și de a fi entuziastă și de a mă lupta pentru ca să-mi împlinesc toate visurile, de la ei vine. Vă aștept la spectacolele noastre, la evenimentele noastre, pentru că sunt făcute cu toată dragostea și vreau să le împărtășim. Și finalmente vreau să simțim un lucru pe care l-a spus Nicolae Steinhardt cel mai bine, că arta nu este comunicare, ci cuminecare. Vă aștept așadar să cuminecăm împreună.